Incident periculos la o trecere de cale ferată din județul Dâmbovița. Șoferul unei ambulanțe nu a ținut cont de nicio regulă de circulație și a făcut slalom printre barierele de la calea ferată. Întâmplarea s-ar fi putut termina tragic pentru că trenul ar fi trebuit să treacă din moment în moment. În trece salvarea? Între bariere, nici nu au voie. Întâmplarea a fost înregistrată în localitatea Titu, din județul Dâmbovița. Pe imagini se vede cum o ambulanță iese din coloana de mașini oprite în fața barierelor de cale ferată și își continuă drumul printre acestea. Gestul șoferului este cu atât mai grav cu cât ambulanța a transportat un pacient către spital. Atați, poliția română! un trece salvarea... Potrivit legii, vehiculele, inclusiv ambulanțele, mașinile de poliție sau de pompieri, pot traversa calea ferată doar în momentul în care barierele sunt ridicate, iar semnalele luminoase și sonore nu funcționează.